Stațiunea Monteoru în pericol, se titrează pe prima pagină. Parcuri, terenuri și clădiri, investiții publice sau particulare riscă să fie retrocedate. Aflați care sunt noile revendicări ale moștenitorilor lui Grigore Monteoru. Buzoienii sunt informați că locurile de joacă vor fi controlate în urma deselor semnale privind starea de degradare în care se află multe dintre ele și ce măsuri ia Direcția de Sănătate Publică pentru a preveni îmbolnăvirile de sezon. Cu ce probleme se confruntă fermierii din județ, aflați din informațiile obținute de la Direcția Agricolă. În această ediție mai citiți că samsarii de legume și fructe din centrul orașului au fost amendați. Ca în fiecare vară, este bătaie pe biletele de tratament oferite de Casa de Pensii, iar pe drumul județean 203K se întârzie începerea lucrărilor. Ultima ședință de Consiliu Județean a fost una cu surprize. În articolul licitație la final, buzoienii sunt informați câte maxi-taxi vor circula în oraș și cât de moderne. Dintre titluri amintim trotuare impracticabile pe 1 decembrie și Catedrala Copiilor aproape de inaugurare. Viața Buzăului publică articole de medicină naturistă, programele TV, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.